Nu, dar mi se pare normal să păstrezi un pic distanța pentru ce au făcut, pentru păi, că da, se pare trebuie că să-ți păstrezi spatele până la urmă dacă s-a întâmplat asta. Se pare că stăm aproape? Nu fizic, mă refer. Dormim amândouă în patradul, dacă vrei să știi cum, să cum ne cameră. Aia, râde tu, râzi, că vă mai înțelege, ferească mă Dumnezeu. Așa, așa ai făcut și tu, așa ai făcut și tu de fiecare dată, dar razele, noi, tu stai și te înjuri aici azi. Ținu langa cu toate fetele alea cu oase, da, da, toate chestiile alea, ținu langa 2-3 luni de zile despre ce vorbim. Și mai ales că suntem bărbați, dar nu înseamnă că ne dăm în cam da, mă, uite, hai să zic eu, este indiferent de ceea ce fac eu cu Maria aici în emisiune, înțelegi? Cum ne facem noi pe aici și așa? Noi suntem implicați sentimental unul față de celălalt și nu putem să uităm treaba asta. Și să-ți mai zic încă ceva, să-ți mai zic încă ceva. Sunt momente în care, într-adevăr, suntem conștienți că ceea ce se întâmplă aici între noi doi nu este bine, dar în momentul în care ajungem acasă, ne dăm seama că ne iubim unul cu celălalt, da, și vrem să vedem lucrurile și altfel, din altă perspectivă. Da. Este ceva greșit în treaba asta? Da. Până că ai spus, ce? Indiferent ce facem, suntem implicați. Adică tu, indiferent ce o să faci și pe parcursul emisiunii, pe durata emisiunii, că te mai dai iar la Amira, că vorbești cu ea sau... Dar nu m-am dat la Amira? Îi mai bața pe Cori în glumă. Nu? Îi mai bața pe Cori în glumă. A fost, a, fost o, a fost o glumiță și cam atât. Păi și ți se pare normal? Păi dar indiferent de situație... Dacă mi se pare normal... Așa a zis. Ce? Și tu ai făcut... Și tu ai făcut foarte multe greșeli mari aici în emisiune, înțelegi? Și am trecut de fiecare dată peste ele. Acum, dacă da, te-am pus eu să treci? Poftim? Te-am pus eu să treci? Păi nu, dar mi se pare mare normal greșeală, să treci. Fii atent. Mi se pare normal să treci. Cea mai mare greșeală a fost când înainte să cu prietenul înainte, lui. Maria, cu tot, înainte să vă uitați în gura mea. Înainte să vă uitați în gura mea. Dar n-are legătură nici atunci când a trimis să Amire mesajele, nu erați împreună. Nu erați împreună. Maria. Nu erați împreună, erați sentați în casă aici, îl înjurați. Că nu știați voi altă treabă. Mă! Nu trebuia să vii să spun aici în casă și îl înjurai, îl făceai cu ou și cu ou. Asta s-a întâmplat după. Asta s-a întâmplat după. M-am uitat la date. Nu, nu, nu s-a întâmplat. S-a întâmplat în perioada aia. Dar spui tu mie că am verificat, am mai zis, am mers acasă și am uitat. Am aceeași situație, tu te-ai pupat cu prietenul lui, el i-a trimis mesajul băi, prietenei indiferent, tale. Indiferent, Adriana, ce mentalitate, indiferent ce a făcut femeia asta, nu trebuie să îi sublinezi din nou greșelile și să le repezi tu. Așa ai făcut și păi tu, așa am făcut și ca să scoți, nu? Nu mă, bă, păi aici, da, da, dreptate, Radu. Situație, însă la ea a fost puțin mai grav, pentru că ea s-a pupat cu el. Da, dar nu compari. Nu compari. Nu trebuie să greșești tu ca greșești și ea. Dacă ai iertat-o, dacă ai iertat-o, ai uitat și ai trecut peste. Păi tocmai de asta, dacă el a trecut peste și am ajuns la un numitor comun și am fost bine, de ce să facă el același lucru? Pentru că poare, cum a vrut să se răzbune pe tine? Na. Bun, dacă caută răzbunări, n-am chef eu să... Într-un prostii din astea. A vrut să-ți plătească cu aceeași monedă. Răzbunările nu duc la nimic. Pe prietenul lui, el... Atunci să-și asume răzbunările. Dar n-a spus el că... Am greșit și eu, dar cine nu greșește, greșește și tu greșeala se plătește. Am încercat eu să răzbun, ce să răzbun eu? Nu mă, asta este părerea mea. Părerea ta? Că oare cum ai încercat să te răzbun pe ea? Părerea ta pune un cui. Că da, părerea mea mi-o spun aici. Și părerea tuturor. Pentru că a fost cam aceeași situație. Când vă dați cu părerea referitor la mine și Maria, puneți-le în cui și da, când îți dai cu părerea la altcineva din casa asta, te pui în cui. Auziți? Ai înțeles sau ți le ții pentru tine? Și puneți-vă și de-alea să nu le mănânce morile, înțelegi? Că aveți idei. Pe ale tale ți le mănâncă morile, mă. Puneți-vă și de-alea că sunt învechite rău de tot. Adevărat. Ăsta își aranjează barba. El vrea să zică trei cuvinte. Trebuie să fie repede, dar își aranjează barba. Aici. Dacă n-ai o părere bună la adresa ta, nu putem să vorbim. Da, înțelegi? Asta e ideea. Vezi că când se aduc păreri proaste, nu-ți mai convin. Vezi că am zis... Dacă îți convineau părerile proaste, era altfel, dar nu-ți mai convin. Adică tu greșești și tu zici aceeași lucru cum ar fi să nu mai vorbim, că ți le pui în cui. Unde să le puiem cui? Le lăsăm aici, că aici este adevărul. Vezi că am zis de Moli, puneți de la de Moli că... Victor, ai înțeles mesajul? Sau trebuie să-i desenăm? Ce mesaj să înțeleg? Te aducem cui? A, nu? Nu, nu vreau să înțeleg mesajul ăsta. A, dacă loc. Nu vrei să înțelegi... Nu vreau să-l înțeleg, păi Maria. Dacă, pe ce vorbești? Pe baza la ce vorbești dacă nu vrei să înțelegi mesajul? Pe baza la ce zice Marinescu vorbesc. Păi ai spus că nu vrei să înțelegi mesajul. Auzi, el nu acceptă părerile proaste la adresa lui, da? Cine a zis asta? Marinescu, să părerile proaste să le punem nu, în cui. Nu, el a spus părerea Adrianei și a tuturor concurenților care au o părere proastă și o pună în cui.
Păi da, da. Nu sunt o părere proastă, zic trebuie să accepte și o părere bună și o părere proastă la adresa lui. Nu, nu doar părerele bune. Acceptă, nu-l interesează. Dar nu contează dacă nu interesează sau nu. Noi ne dăm cu părerea și trebuie să acceptăm. Păi da, dacă voi sunteți cei care vă dați părerea, pe voi vă interesează, pe noi nu. De ce eu nu? Păi că ai greșit, băi, ai greșit. De ce pe mine nu mă interesează niciodată ce faci tu și nu mă vedeți niciodată? Da, ai impresia, ba da, ba da, ai comentat, ai comentat când se ținea Radu cu Marius după mine, ai comentat. Asta nu te-ai comentat, ai comentat, ai comentat, zici să-ți aduc aminte că veneai și comentai. N-am comentat, ba da, mai adică nu comentai, dacă m-a venit și are Radu, nu, nu, se vorbea aici și n-am comentat sub nicio formă. Ai comentat, uită-te la episoade și ne vedea. Pasă, nu-ți pasă, dar îți dai cu părerea. Exact! Păi da, da, din momentul ce dai cu părerea asta, păi, dacă îți pasă. Adriana, de acum îți pasă. Pe mine nu mă interesează că nu-l interesează pe Marinescu. N-aud! Ai înțeles? N-aud! Pe mine nu mă interesează că nu-l interesează pe Marinescu. Am înțeles, dar ție, tu ai spus că nu-ți pasă, dar te dai cu părerea. Nu, am zis că nu-mi pasă, am zis că asta este părerea mea și eu am. Dacă interesează pe Marinescu sau nu-l interesează, eu mi-o spun. Atunci am eu dreptate, atâta timp cât pe noi nu ne interesează de voi și pe voi vă interesează foarte mult de noi, îmi pare rău. Înțeleg, Adriana, tu spui ceva? Dar nu mă interesează persoana voastră, mă interesează strict de ceea ce se întâmplă aici în casă. Iar dacă în casă se întâmplă anumite chestii, eu vin să dau cu părerea, simplu. Am înțeles, eu de ce nu-mi dau cu părerea la tine? Dar nu mă interesează dacă îți dai tu sau nu îți dai cu părerea, ce nu înțelegi? Puteți aduce-o pe Alin? Nu, ce să fie? Fii atent aici! Ia, băi, băi, băi! Dă viața mea. Vezi că dacă spune fata ceva de tine spusă, știi? Cine n-a fost Victor? Ce iar, mă? Lasă, frate! Bă, dar ce-au, mă, astea, mă, au probleme! Auzi, Radule, poți să uite-i codrul cum ai... Poate să nu reveni și el. Bă, poți să da și tu și tu și tu. Eu sunt sus, așa, uite-te, ce mai puternic, atâta tot. Cum, mă, n-am nu ce tu, să vă comentez. Nu, tu! Viciudă, bă, viciudă, asta este, n-am ce să vă fac. Că aici, ești puternic. Aici e frustrare maximă, o să vezi pe conexiune, da, e frustrare maximă din cauza că tu la Radu te-a băgat pe tine, n-are treabă una cu alta, în fine. Pe da, Radu, uite ce am chemat pe Radu în camera roșie, Radu e sigur, e singur. Și ce, tu nu ești singur? Bă, da. Păi? Bă, da. Dar nu știu, adică topul tău a fost altul. A fost altul, da, surpriză. Și eu am făcut aceeași chestie, ca să vezi. Jur, am pus în top pe Maria, pe Mariana și pe Alexandra și am chemat la cameră și pe Denisa. Și după am avut atâta, răspec. Chemați-l pe Victor, că e cel mai frumos din casă, până și el a spus. Dar ce aveți cu el? Are caracter, are de toate, pe șanță scenică, mers, eleganță. Lasă că ai tu caracter aici, adică am pătine toate fetele. Ce? Poți să spui că nu e frumos? Păi și ce aveți cu el de nu-l chemați să faceți și voi o relație cu el? Da, da, mă, ce moftic, bă! Toți sunteți drăguți în felul vostru. Cum? Toți sunteți drăguți în felul vostru. Da, mă, dar e Victor până... A, uite, na, na, na! Cum de nu-l chemați, na? Na! Hai, lasă-mă, Victor, bă, că vin... S-a pută foarte mult, îmi pare rău să zic. Hai de capul meu, scoate, scoate prunele. Radu, eu cred că ești invidiot de asta pe aici. Scoate prunele când vorbești. Stai pe masa aia și faci pe clovnul aici și tu zici că e vai de capul meu. Uite cum îi mișcă buza asta, ce-i viața? Mai stai și tu, măi, cum să te ai înainte, stai așa, măi, cum îți place ție. Stai cu capul în jos și uite mare. Păi da, vină-mi cu atu, cum stai cu capul aici. Stai cu capul aici, Victor. Uite la somn că n-ai cum să vorbești cu mine situațiile astea. Victor, eu cred că se ia de tine că e invidios pe tine. Da! N-a dea toată lumea invidioasă aici pe mine, pentru că nu are pe cine, nu o să se lege concurenți mai slabă, o să se lege de aia mai puternici, ca și Marinescu, ca și eu, așa concurenți. Pentru el, pentru el, lasă tu! Puterea mea, el e puterea mea, mă! Lasă putere, că și tu ești la festa aia, știi, și tu ți-e lege aia mai puternică, ca și mai sus. O plecat Andrei, o plecat Andrei, uite, e altceva, dacă o plecat Andrei, îmi pare rău. Nu mai e ce este aici, trebuie să iei de mie sau da, de altcineva. Da, puteți are peste un 1. Bă, are peste un 85, ce puternic. Bă, oameni buni, oameni buni, ce se întâmplă aici? Caracterul este care voi nu-l aveți aici. David de Victor este un pamflet, noi nu ne luăm de oameni cu... Radule, Radule, că le-ai tu la... N-am pus adică... Pentru că te-ai luat de el. Victor, dar tu din casa asta cu cine vorbești? Cu cine consider că... Ai putea să ia să acum al deranjează Moline. Dintre bărbați, ce consider dintre bărbați, că stai bărbați, la bărbați. Bărbați. Îl deranjează Moline, că i-a mâncat tricou. Păi spune, cu cine?
Dintre femei? Bărbați, 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 mă, că tu nu știi de femei. Cine este la nivelul tău și poți avea o conversație cu ei? Care? Care dintre top 3 bărbați, mă, cu care top 3 bărbați din nou. Top 3 bărbați care poți vorbi. Eu am și zis, care îți place mai mult? Auzi, am și zis și pe live și ori, am zis că mă înțeleg bine cu Andrei și cu Ronaldo ca băieți, atâta. Mă înțeleg bine. Gen, ai schimbat-o. Nu, nu săgeata lor. Înțeleg bine, pentru că ei au un caracter, respectă o persoană păi și nu fac mișto. Victor, nu facem mișto niciunul de niciunul, înțeleg? Au caracter. Noroge. O persoană cine, care are Victor, caracter, cum am înțeleg cine mine. Cine face mișto de tine? Nimeni. Păi uite-te, Radu, eu fac mișto de tine. Păi și tu mișto de dar nu vreau să mă cobor la mentalitatea, nu vreau să mă cobor. N-am vrut să mă cobor la mentalitatea, dar uite, Radu, așa face. Așa faci tu, așa faci tu, uite-te la tine ce frumos. Tu ai făcut top 3 la bărbați, nu eu. Eu n-am să fac așa. Top 3 la ce tu le faci la alții, poate așa. Ce frumos și la Dumnezeu, toate, crede-mă. Și ca bărbat și ca femeie, îi place aspectul fizic la orice. Victor, acum s-a schimbat topul? S-a schimbat top 3 nu, al tău? Nu, n-am făcut niciun top 3. Ai rănat alți bărbați acum, lasă-l bărbați. Ba da, ai făcut top 3, mi-a dus și-am făcut. Am făcut 4-5 săptămâni, dar nu l-am repetat, atât au fost. Victor, eu te pun în top 3-ul meu. Na. Da, e ăla de la... Mulțumesc, Nadia. Vase. Plăcere. Îl pui de mine sau de ce îl pui? Dar nu-l iau la mișto, chiar e un băiat. Îl pui pe post. Dar nu-l iau la mișto, hai, n-am zis că vreau să fiu cu el, dar nu poți să zici că nu-i frumos. Îți dau bloc dacă mă iei cu vrăjile la ce. Măi, nu poți să zici că nu-i frumos, eu nu glumesc acum, n-am zis că vreau relație. Băi, e, într-adevăr, băi, e un bărbat frumos și superb, dar de la... Cum e? 23 de ani să se vorbească doar că ești frumos sau urât. Ești rău. Dar e bine, mă. Aici e vorba de caracter. Aici, în emisiunea asta, e vorba de caracter, nu de frumos. Pe caracter, nu te lauzi dacă ai caracter, nu te lauzi. Dar fii atent aici, sunt oameni. Sunt oameni în țara asta care sunt într-adevăr... Să demonstrăm bărbăția aici, dar ceea ce tu nu demonstrezi aici, bărbăția. Dar bărbăția nu demonstrezi prin frumusețe, că tu n-ai. Dacă erai bărbat, arătai demonstrai. Dar nu ești bărbat. Bărbăția nu o demonstrezi prin frumusețe, omule. Păi asta te explică, o demonstrezi prin caracter. Cred că tu încă nu te-ai născut. Asta demonstrezi, demonstrezi prin caracter, dar tu nu ai caracterul ăsta. Dar eu ce am? Înțelegi, nu ai caracter. Care caracter? Ce caracter? Ești un bărbat fără caracter aici. De unde ești? Un bărbat care are caracter. Dar nu plânge când vorbești cu mine, Victorie, că demonstrează unei femei că o iubește, că îi oferă atenție, că îi oferă toate. Nu sare după mai mult iepuri deodată și vorbește cu, nu știu, cu Ioana și după aia vorbește și cu Alexandru. Adică tu vorbești cu 5-6 persoane deodată. Așa atenție și așa. Așa interes ai tu spre femei. Asta e părerea lui Ioana. Tu ai fost ca Alexandru, prietenul femeilor. Tu nu te-ai apropiat de el, tu ai fost ca Alex. Alex, acum lasă cu alte femei pe rețelele sociale. Îmi place că-mi dau like. Mamă, ce dalea. Dă-i like, frate, așa să fie. Așa relație îți cauți tu aici. Păi, da, stai puțin și dacă ai relație, poți să dai. Poți aici, să dai. Nu cauți nicio relație. Bă, omule, dacă ai relație, poți să dai like-uri. Bă, frate, dacă tu cu Nadia luați la mișto pe Victor. De ce le iau la mișto? Tu nu iei la mișto. Fiecare e diferit. Nu-i da, sunt invidioși. Nu-i normal că le iei la mișto. Omul e mișto, mă, ce să mai ai legătă, mă. Ești conștientă că oamenii nu sunt invidioși. L-ai mințit pe ăsta, a venit în emisiune, a văzut imaginile și după a dat cu piciorul scaunul tău. Vinovata ești tu! Da, eu sunt vinovata, da, și fac ce vreau. Pentru că faci greșeli, dai tot în capul lui Coruț, da, și mai pui vinovat și pe Radu. Ești vinovată pentru tot ce-i se întâmplă lui Coruț. Da, acum sunt eu, acum e Coruț. Ei, Marinescu, te dau afară, ieși afară! Dați-mă afară, domnișoara Cristina, că vorbește gata! Ce-s reacțiile acestea? Nu spui tu mie ce să fac, dar ce fac ce vreau! Tu nici cu dovada în față nu ești o mincinoasă! Ok, ai dreptate! Păi, am dreptate! Dar oricum lumea de acasă știe cine e Maria! Da, lumea de acasă știe cine ești și tu! Publicul de acasă, pe care aveam continuare și păi talentul cu Vegas. Ești conștientă că nu sunt... Bine, atunci de ce nu lăsați în pace? El ce are să nu fii tu invidios pe el? Păi n-are, asta e problema, Doamne, n-are! Dumnezeu, tu le iei la mișto deci în fiecare zi. Mișto, nu? Nu, nu l-am luat! Nu, nu l-am luat la mișto! Așa ți te pare norocel!
Ești foarte serioasă tu. Da, da, dacă nici el nu, dacă nu vreau să zic asta, bine, vreau să zic. Păi, ce-am zis greșit, că e un bărbat frumos și că e important din moment ce vreau să-l scoție. Ia, fă-l să râdă, te rog, fă-l să râdă. Dar nu e vorba de asta. Îți place pe mine în discuțiile astea, care le aveți, pe care le aveți. Vrei să râd? Îmi place. Păi, îmi place că râzi că plâng. Dacă nu vrei să fii discuțiile astea, nu mai când râci când plâng, stai în știi. Îți închis fel că râzi. Nicio problemă. Bă, singurul care a putut să facă top 3 la bărbații și să se laude singur. Ce discuție ți-a păcat de te-am dat așa? Vreau să fiu ca norocel, nu știu cum. Ce treabă ai tu să folosești numele? Vezi de treaba ta și discută sub tău. Îți apare numele în emisiune, vezi? E ceva... Mă, nu, dacă... mi-ar plăcea să mă menționez, chiar dacă e de bine sau de rău. Dar nu, nu în cazul ăsta. Radu, n-am uitat cum te cheamă, ce crezi? Păi, mă, Radu, m-ar veni, mă faci pe mine. A ieșit Victor din camera roșie, a fost... Bă, aolo, Ioana, stai că te-ai acum, Ioana! Ce faci, de ce nu-mi chem pe Victor? Aolo, că mi-e zărul mesele astea pe aici. De ce nu-mi chem pe Victor, Ioana? Uite, îți dă, îți dă. Pe Victor. Pe Victor, cel mai frumos bărbat din casă, nu știi cine e Victor? Cine e Victor? Ioana, cum nu știi ăla cine e ăla care când râde și înghite, își înghite ochii? Cum mă, nu-l știi Victor? Ăla blondul, frumos. Da, am înțeles. Da, uite, na, ăsta, ăsta-i Victor. E trist cu tine, Radu, e trist. De ce nu e trist rău cu tine aici, bă? Ata mișto și să faci încât... Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.